Cu ocazia Zilei Naționale a României, elevii de la Liceul de Artă Aurel Pop îi întâmpină pe cei care le trec pragul cu o serie de obiecte vechi ce datează încă de pe vremea străbunicilor. Expoziția a fost organizată cu scopul de a aduce în atenția elevilor obiceiurile și tradițiile care în unele zone din județ încă se mai păstrează. Obiectele au mai degrabă valoare sentimentală, dar fiind unicate, elevii s-au gândit că Ziua Națională a României reprezintă evenimentul potrivit pentru a le cunoaște povestea. Expoziția de astăzi este a doua zi din cele trei zile dedicate Zilei Naționale de 1 decembrie și este realizată de către elevii Liceului de Artă cu podoabe și zgârzi personale de la bunici, străbunici. De unde ai adus obiecte? Eu am primit, de la bunica mea am primit zgârzile, le-a lăsat moștenire mamei mele care le-a purtat la nuntă pe lângă cunună, de exemplu aceste zgârzi. Le puneau pe lângă cunună, miresele, chiar și pe sora mea, mami, când a fost mireasă, a împodobit tot cu aceste zgârzi. Pe lângă costumele populare și accesoriile acestora, mai sunt expuse icoane din lemn, tablouri, ștergare, linguri de lemn sau vase de lut.